Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la Time Out. Time Out, o emisiune care în această seară îl are invitat pe Lucian Catinca, antrenor la CSM Ploiești, CSM Fotbal Ploiești. Bună seara, Lucian, și bine ai venit în cadrul emisiunii. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Lucian Catinca, cum bine știți, este băiatul fostului golgheter al Petrolului, Marcel Catinca, decedat acum 3 ani, născut la 24 martie 1984, așadar la anul schimbă prefixul. Să duceți către 40. Este antrenorul CSM-ului de 13 ani, mai precis de la 26 de ani. A făcut junioratul la Petrolul, antrenor fiindu-i regretatul Camil Oprișan. I-a mai avut antrenor pe Gheorghe Niculescu, care este nașul părinților lui, pe Costică Moldoveanu, pe Relu Cuperman, pe Gigel Cozarec, pe Vichy Angelescu, căsătorit cu Cristina, are un băiat, Alexandru Ștefan, fotbalist al CSM-ului, născut acum 10 ani, mai exact pe 4 octombrie 2013. Deci de curând a împlinit și el o frumoasă vârstă. Iată cum îl descrie Lucian pe cel mic, este mai căpos decât Marcel Catinca, cu viteză mai bună și mult mai tehnic decât bunicul lui. Aceasta este descrierea tatălui, a invitatului meu de astăzi. Rămâne să-l și vedem la treabă, probabil că în foarte scurtă vreme ar trebui ca în 2-3-4 ani să și explodeze, poate vine și în studioul Time Out-ului. Acum 7 ani, în 2016 așadar, a câștigat locul 4 pe țară alături de tatăl său cu o grupă de copii 98-99, iar acum 6 ani locul 5 pe țară alături de Marcel cu grupa 99-2000. De 6 luni deține licența de preparator fizic. Vine în această emisiune întrucât face parte dintr-un colectiv tânăr și de perspectivă al Clubului Sportiv Municipal, Club Sportiv Municipal care are în componență mai multe grupe la această disciplină sportivă. Lucian, ai grupa de tineri jucători de juniorii de 2011-2012. Spune, cum se lucrează cu copiii ăștia? Se lucrează destul de bine. Copiii au o prezență foarte bună la antrenamente, nu lipsesc. Punem pe primul loc școala și pe al doilea loc punem fotbalul. Am făcut programul în așa fel ca să-i pot prinde pe toți la antrenament. Unii mai învață dimineața, unii după masă. Unii învață dimineața, unii după amiaza. Am încercat să fac în așa fel, să pun antrenamentul undeva la ora 19 și 20 de minute. Târzior? Da. Ca să-i aveți pe toți. Ca să-i pot prinde pe toți. Antrenamentele mele țin cam în jur de 2 ore. Deci pleacă cam în jur de 9-20 seara. Adică ei, practic, până la 7:30 ar trebui să fie rezolvați cu lecțiile, da, unii, din păcate, vin direct de la școală, mănâncă pe drum. Da, și fac dimineața, probabil. Fac dimineața asta și am vorbit cu părinții, am picat de acord cu dânsii, că mai bine punem antrenamentul mai târziu, ca să-i putem face cu toți, și dimineața să aibă cei care sunt la școală să se ducă la școală, cei care au de făcut teme să stea. Unde faci antrenament? Antrenamentele le susțin eu, marea majoritate, la baza Teleagen și la Parvest. La baza Teleagen aveți lumina acolo? Da, avem nocturnă. Nocturnă? Avem nocturnă acolo. Și? Bun terenul? Foarte bun. Foarte bun? Foarte bun. Adică să înțeleg că... Terenul este udat zilnic, da? Și de 2 ori pe săptămână este tuns. Lunea și joia sau lunea și vinerea. Este tuns. Adică faci antrenamente mai bune decât le face Petrolul. Echipa Petrolului, vorbim de echipa Fanion, să ne înțelegem, echipa nu de Fanion, care nu a mai fost de 2 săptămâni, mă duceam la antrenamentele lor, am cerut voie domnului Florin Pârvu, m-a lăsat să urmăresc antrenamentele dânsului și al lui Claudiu, și de 2 săptămâni n-am mai avut când să mă duc dimineața să-i urmăresc. Dar ei fac antrenamentele la Blejoi și la Strejnic. Deci, echipa Fanion a Ploiești. Echipa Fanion. Dacă e posibil așa ceva. Astea sunt condițiile în momentul de față. Sper cu venirea... Nu, stai puțin. Nu astea sunt condițiile în momentul de față. Astea sunt condițiile de când știu eu. Deci Petrolul a avut o singură dată un cantonament la Crângulu Bot, pe vremea când erau fotbaliști la Petrolul,
Pe vremea când 95% dintre ei erau prahoveni, ploieșteni, pe vremea când se sculau acolo, se culcau acolo, pe vremea când era Ion Marin și când era... Exact. Și atunci nu prea să mai ținea cu nici că se tunde, nici că se frezează, nici că se bărbierește, nici că nimic. Acolo era fotbal, se juca fotbal și cu asta basta. Când de acolo au venit Cupa României, de acolo au venit multe. Da. Deci se putea. Acum nu se mai poate, pentru că nu mai avem unde și în sfârșit. Nu mai sunt jucători prahoveni, sunt un... mai mulți trei. Mai mulți trei. Și din cauza care, în momentul de față, dacă îi duce la un cantonament gen Crângul Bod, cred că ar sta aproape 2 minute acolo. Și cred că ar pleca de unde vin. Da. Din păcate, da. Lucian, dacă ar fi să pariezi pe 2 din copiii pe care îi pregătești în momentul de față, spune-mi, te rog, ai avea certitudinea că vor ajunge într-un timp rezon, adică până la 20, 21, 22 de ani, să joace în Superliga? Eu nu pariez doar pe 2. Nu. Așa de tare grupă ai? E o echipă foarte bună, e o echipă pe care o pregătesc de 6 ani de zile și nu pot să dau doar 2 nume. Nu, nu, eu nu vreau să dai nume. Nici nu vreau să dau, vă spun că din echipa aceasta vor ieși mai mult de 2. Mai mult de 2? Da. S-ar putea face vreodată ca această echipă, CSM-ul, acest club municipal să vină și să se realieze cu Petrol? Vreodată? A mai fost făcută această fuziune pe timpul domnului Rechită, când domnul era și la Petrol și la CSM, cei mai buni copii se dădeau către clubul Petrol, clubul Fanion. Cum era? Era o obligativitate? Nu. Nu. Deci antrenorul de la Petrolul venea, făcea un joc amical cu noi, vedea copii, îi spunea vreau copilul XYZ. Noi nu aveam voie să ne opunem ca și antrenori. Singurii care se puteau opune erau părinții, care spuneau clar, eu nu vreau să vină la Petrolul, vreau să rămână la CSM Ploiești. Care era rațiunea pentru care un părinte ar fi spus nu vreau să vină la Petrolul? Ce le plăcea felul cum pregăteam copiii. Suntem caractere diferite ca antrenori. Negândindu-se că copilul, de exemplu, ar putea să progreseze mult mai repede la un club Fanion și să vină mai repede într-o echipă principală? Poate să progreseze și la CSM Ploiești. Și bun, la și 16 ani... Ceva. Nu știu, vine Olimpia Satu Mare și îl vede pe Gigel al tău. Clubul cu doamna directoare în frunte acum hotărăște mai departe dacă e să-l dea sau nu pe acel copil. Îmi hotărăște destinele copilului meu? Păi dacă și dumneavoastră doriți. Adică eu ca părinte, da? Ca părinte. Deci vine, întrebat. Vine, vorbește cu părintele, da. Vine, vorbește cu clubul, da. Și spune, hai să zicem că părintele zice ok, nu știu, ce va negocia? Va negocia probabil contractul poziția, copilului. Contractul, adică liceu, da. Chestii de facultate, de aia, nu știu ce, bun, doar și după aia ce e la club. Aici vorbesc cluburile între ele. Ce? Dacă copilul va fi vândut mai departe, să ia un anumit procent din vânzarea acelui copil. Dar pe loc? Nu știu aici. Adică plecându-se de la Ploiești direct către Satu Mare. Nu pot să vorbesc în numele... Nu se dă grilă sau ce? Poate să ceară grilă de formare. Sau poate să-i dea și drumul definitiv liber, dacă e. Am mai avut copii care am dat către Petrolul. Lucian, liber. Eu vreau ca lumea să înțeleagă ceea ce discutăm. Da. Te rog frumos ca tu să-mi spui exact cum se procedează în contextul în care clubul din Satu Mare, care vine să ia copilul, ai vorbit despre o grilă. O grilă de formare. Cât este grila de formare? E în funcție de anii care i-a petrecut la club. 8 ani. Între 10 și 12 ani, nu, între 8 și 10 ani este 400 de lei pe an. Între 400 de lei pe an, adică dă 4.000 de lei? Nu, 400 de lei pe an. Pe an, deci pe ori 10 ani, diferă. Dă 4.000 de lei. Între 8 și 10 ani e 400, între 10 și 14 ani e 700 de lei. 7.000 de lei, da? Da. Bun. Cine ești tu? Hai să zicem că tu ești doamna directoare a clubului sportiv municipal. Da. Îți convine suma asta? Dacă îmi convine sau nu. 1.500 de euro. Un copil pe care tu îl promovezi în emisiunea mea și spui că este unul dintre cei mai buni. Da, și aș pune procente la vânzarea copilului mai departe. Adică de la Olimpia Satu Mare către Real Madrid. Da. Da? Da. Ai pune procent. Procent. Cât? 30%. 20%.
Dintr-un eventual transfer... Aceea ușor, ușor ai ajuns și pe linia mea. O văd cam așa. E ok ce spui. E ok ce spui. Doar păi că noi avem prioritatea clubului nu este să vindem către Olimpia Satu Mare. Dar către cine? Să dăm jucătorii cei mai buni către clubul Fanion. Către Petrolul? Da. V-a fost solicitat vreun fotbalist la... Am mai dat. Câți? Acum 2 ani au fost orientate. Dați. Din ce știu, Rare Simionescu, care a fost la colegul meu Dragoș și Negraru, și alții care au mai fost, nu le mai știu numele. Deci sunt 5, să zicem. Clar. Chiar mai mult au fost. Când a fost făcută fuziunea între CSM și Petrolul, s-au dat foarte mulți copii. Velisar a fost descoperit de tatăl meu. Velisar, pe timpul tatălui meu, juca vârf de atac. Și tatăl l-a făcut, Dumnezeu să-l ierte, l-a făcut funda stângă. Și așa Velisar a ajuns așa ce funda stângă. Mai bine era vârf de atac. La ce are Petrolul acum? Da! Spune-te, rog, cât ajutor primești de la Clubul Sportiv Municipal pentru grupele? Eu am înțeles că tu ești practic în tot fenomenul ăsta al fotbalului de la CSM. Cât ajutor primesc antrenorii? Cu cine mai ești? Cu Dumitrache, da? Șeful centrului este domnul Dumitrache. Șeful centrului este Dumitrache. Delegatul este domnul Mitică Jipa. Da. Antrenor cu portar este domnul Gică Mârzea. Mârzea, da. Da. Pompilu Stoica la grupele mici, 2015-2016, pentru că el a avut grupa 1-19. Ce este? Inițiere? Inițiere, pentru că a terminat cu 1-19, a coborât mai jos. Uh-huh. Așa, Marian Codin, State Bogdan și Aristan Valeri. Am numărat bine 8? Da. 8 bucăți. Da. Cât ajutor primiți, în afară de salariile care sunt logice, pe care le luați de la Clubul Sportiv Municipal, ce ajutor primiți din partea clubului vizând aceste grupe, pregătind copiii? Deci primim echipamentul de joc, două rânduri complet de echipament de joc în fiecare an, traininguri, mingii de antrenament de fiecare dată, materiale pentru antrenament. Clubul ne plătește deplasarea. Ce deplasare? Către terenul de joc? Către terenul de joc. Când avem meciuri, de exemplu, U17 și U19 sunt pe plan național și automat trebuie să le plătească transportul. Am înțeles. Microbuzul. Li se dă sandvișuri. Li se plătește ambulanța care este la toate meciurile de acasă. Absolut tot. Singurul lucru care se plătește... Deci bazele care sunt fără discuție ale CSM-ului. Ale CSM-ului, da. Nu avem taxă de participare, de înscriere la CSM. Deci ei nu plătesc lunar. La noi totul este gratuit. Un lucru foarte bun. Foarte bun, da. Ok. Spune-mi, te rog, părinții, cu ce sunt implicați în această afacere? Să aducă copilul la antrenament. În afară de aceasta nimic? Cam atât. Da, se mai plătește dacă vrem. Aici clubul nu se opune dacă vrem să plecăm în cantonament. Nu se opune, dar nici nu. Sau cum? Îmi plătește doar transportul. Vă plătește transportul cantonamentului, iar tot restul... ce înseamnă cazare și masă acolo, plătesc părinții. Da, pentru că nu se plătește acest lucru. Cum e, de exemplu? Ai o grupă de... Cât sunt? 20, să zicem. Da. Grupa de 20, hotărăști tu, în primul rând, ca și antrenor, să plecați la... în județul Brașov, să zicem. Să nu fie nici prea departe, nici prea departe. Bun. Tocmiți o cabană, o cazare cu masă și ajungeți la concluzia că 10 zile de cantonament vă costă 1500 de lei de fiecare copil. Dau și eu o sumă, habar n-am, chiar nu. 1500, discutați cu părinții? Da. Părinții, părinții se duc și vorbesc. Părinții vorbesc. Eu mă voi duce să văd cazarea și terenul unde este. Vreau ca să terenul să fie să fie în regulă. Corect. Da. Ați ajuns la concluzia că trebuie să plecați, că ar fi bine să plecați. 6 dintre părinți, din cei 20, n-au posibilitatea să trimită copiii acolo. Cum procedeți? Din păcate vor rămâne acasă cu colegul... Deci plecați cu 14? Da, va rămâne cu colegul care este apropiat de vârsta mea și va face... Și va face antrenamentele cu el. Nu, dar nu am pățit până acum așa ceva. Ok. La câte turnee și cantonamente participați într-un an? Cantonamente de anul următor începem, undeva la 2 cantonamente pe an. Ați vrea? Da. Ce, o iarnă și o vară? Și o vară, da. Un munte și, nu zic mare, dar munte, un munte și un ceva. Anul acesta am fost în cantonament la Eforie Nord, unde am avut și norocul să prindem un turneu.
Turneul era un bonus pentru noi, important, pentru mine a fost important să ating parametrii care mi-am dorit în acel canturan. Dacă ar fi câștigat copiii turneul, era un bonus foarte mare pentru ei. Dar ideea că? Antrenamentele erau foarte grele. Eu făceam antrenamente dimineața. Ah, făceam antrenamente dimineața, după masă erau meciurile? Mă duceam la meci. A fost promisiune ceva pentru cei care câștigă? Nu. Adică aveau ceva, locul nu pecuniar. Locul 1 ar fi câștigat o cupă, locul 2... Deci tot cupă, tot... Da, talea. O medalie, o diplomă. Eu am crezut că la anul era un turneu gratis, sau nu, nu știu. Nu, nu, ceva de genul ăsta. Nu. Singurul turneu unde am câștigat locul 1 și ni s-a spus că este gratis a fost cel de la Cheile Grădiștei. Că data următorul turneu la care vom participa nu plătim taxe de participare. Bun! Atât. Asta era un premiu taxă, corect. Da, clubul oricum plătea această taxă dacă era să nu fi câștigat locul 1. Da, da, așa v-a dat de Eugenia sau de da. Ce aveți acolo în plus. Da. Și baza aia practic e pe plastic acolo, nu? La Cheile de Grădiște, nu e iarbă. Nu este. Au teren cu iarbă, dar nu s-a jucat, nu am înțeles de ce. Au teren cu iarbă care era lângă cazarea noastră. Poate e un pic mai mic? Nu, era chiar foarte mare teren. Nu ăla cu iarbă, ăsta la altul pe care a jucat voi. Da, un pic mai mic. Mai micuț. Că era împărțit în două și a trebuit să... Știu că și Petrolul s-a antrenat acolo la un moment dat. Aveți 5 categorii de juniori, A, B, C, D și E, grupa de inițiere. Da. Câți copii sunt în total în toate aceste... În total? Ajungeți la 150? Sărim de 150. Săriți de 150? Da, pentru că numai legitimați sunt peste 100. Peste 100 de legitimați. Nu sportul de masă. Așa, în general, sunteți mulțumit. Hai că ești tu invitatul meu, nu sunt mulți antrenori. Tu, în general, ești mulțumit așa de tot arealul ăsta în care trăiești acolo la clubul sportiv. Față de alte cluburi, sunt mulțumit. Pentru că avem toate condițiile în momentul de față. Dacă ar fi să zici că s-ar putea ceva mai bine, ce ar putea să mai întâmple mai bine? Să avem o echipă de seniori. Opa, ați atins un punct nevralgic. Aveți în momentul de față, neavând echipa, dar aveți fotbaliștii care s-o compună? Cei care termină junioratul. Adică la vară. Da. Juniorii U19. Îi care vezi? Sunt pe plan național. Îi vezi jucând? Sunt câțiva dintre ei care îi văd jucând, sunt câțiva pe care au terminat junioratul și i-am dat împrumut, din ce știu, și putem să-i aducem înapoi și să formăm o echipă de seniori care să reprezinte ce se mai plăiește. Am văzut Liga că... 4, Liga 3, e în funcție de copiii pe care îi avem. Nu ți-a spus faptul că m-am uitat un pic pe organigramă și am văzut despre ce e vorba, am văzut că lipsesc câteva grupe, adică practic dintr-o formare colectivă, formare de aceea în cascadă, cu un pic așa, vă lipsește 2006-2007? Nu, e Bogdan State, 2006-2007, juniorii U17. Da? Da. Eu nu i-am văzut. Da, în sfârșit. Dar 2009-2010? Fali Aristan. Aristan? Da. U17? 2010-2011? 2011-2012 eu. Și 2010-2011? Păi nu, 2010 e la Vali, la Aristan. 2009-2010. Ce care de la tine se duce la el, acum? Noi anul trecut am jucat în campionat sistemul acela elit. AJF-ul a cerut să jucăm sistemul elit. Doar bun, că noi bună am fost, idee. Pentru noi CSM a fost o idee bună, doar că anumite echipe nu au dorit să joace. De ce? Pentru că nu aveau două echipe. Trebuie să joci 15 minute cu o echipă, 8 plus 1, după aha, care arbitru fluieră trebuia să-i scoți afară, să bagi alții 8 plus 1 ca să dai minute egale la toți. Asta n-am mai știut. Da, și eu cu colegul meu, cu Vali, clubul a zis, jucați sistemul elit și așa am jucat. În campionat. Și cum v-ați clasat? Nu se joacă pe puncte și pe clasament. Dar pe ce? Doar să te prezinți la meci. La junior C, junior C, B și D, E și A, acolo sunt puncte și clasament. Pe când juniorii D nu joacă pe clasament. Știi că în cel mai pur stil românesc te întreb, dar cine ce câștigă? Acest model este luat din afară, din Germania mai mult. În afară nu se joacă. În afară nu se joacă pe puncte și pe clasament. Ca să nu se mai pună presiune așa mare pe copii. Mi-a spus și șeful centrului de excelență de la Petrolul, invitat aici în emisiune, mi-a vorbit despre acest lucru. N-am atins foarte
mult subiectul, pentru că, sincer, nu știam cu ce să mănâncă atât de, de atât apetit. Când el mi-a spus, aici prezent, că nu se pune, că el nu își dorește și că n-are niciodată decât o pedanță de a juca, a se satisface plăcerea jucătorului, a celui care privește. Sincer, mă uitam și nu înțelegeam. Să duc fotbalistul spre ce? Mă duc cu el la 18, la 18, la 19 ani și multă lume, primii fiind părinții, făcând presiunea aia uriașă să haide bă să... Și să câștige copilul. Exact. Toate meciurile. Exact. Așa se, sunt la noi. Uh-huh. Am fost și eu în afară, am urmărit și eu în Germania, când mama mea este acolo și m-am dus și m-am uitat. E total diferit. E altceva. E altceva pentru că acolo vine părintele, lasă copilul, se uită după gard din tribună și nu scoate un sunet. Stă și se bucură. Haide bă, bagă și palmeu, dar nu intră. Nu o să vedeți așa ceva. În afară. În Germania nu este așa. Oamenii stau pe margini și se uită. Sunt calmi? Zici că sunt ca la un film. Întreabă, îi spune copilul dacă a pionat, are nimic, că ai de învățat din asta. Dar asta de unde vine? De la familie, de la interior, de la ce? Cine îi învață pe ei să fie așa? Părinții. Păi și la noi de ce nu? La noi de ce nu se învață chestia asta? N-au avut bunici care să-și învețe copiii, care să învețe nepoții? Sunt părinți care își învață copiii cum trebuie, sunt părinți care nu acceptă. Că tu ai cum vorbi cu părinții? Da. Și ce, le spui treaba asta? Da. Și ce? Deci ei în momentul de față știu foarte bine că eu nu mai pun prețul pe rezultate. Dar tu cum? Stai așa că ai ajuns la mâna mea. În momentul de față nu mai pun pe rezultate. Ia spune-mi, și când ajungi la CSM, la raportul companiei, ne întreabă de copii. Cum sunt copiii și vor să vadă dacă au evoluat. Sunt sănătoși și au evoluat. Dacă au evoluat. Cât de mult au evoluat. Așa? Asta e interesant. Păi cât de mult au evoluat înseamnă practic clasamentul. Nu prezint o situație. Nu. Prezint raport, să scriu ce rezultate au avut copiii, ce am îmbunătățit, chestiile acestea. De unde interesează este la grupele de U17 și U19. Unde este clasamentul și asta. Acolo interesează să vadă și ei munca noastră. În rest, nu. Nu. Interesează să scoatem fotbaliști. Și funcție de... Hai la grupele astea, la 17 și la 19. Funcție de ce le prezentați. Le prezentați la un moment dat un raport, ai spus tu. Colegii mei prezintă raportul. Colegii prezintă raportul. Funcție de raportul ăsta sunt retribuiți? Nu. Dar? Nu. Nu suntem retribuiți. Noi avem un salariu fix și atât. Nu luăm nimic în plus sau în minus. Păi cum adică, dacă vă vin patru de ăștia și ajung la Real Madrid... Nu luăm niciun bani. Nu vă dăm nimic acum? Nu. Păi e corect? Așa este regulamentul. Nu, te întreb doar dacă e corect, că după aia venea și întrebarea în casca, în oglindă. Nu dai niciunul 4 ani, 5 ani, e corect să-ți mai diminueze în salariu? La salariul pe care îl avem în momentul de față, nu. Ai să înțeleg că e mic? Destul de mic. Te-am văzut plângându-te, dar în sfârșit. Lucrez alături de Daniel, de Dumitrache, da? Da. Parcă nu mai antrenează la Plopeni. Că era Mărgărit acum ce am văzut eu ultima dată. Nu, domnul Mărgărit, din ce știu, este la Văleni. La Văleni? Da. Nu mai țin, n-am mai urmărit de mult. Dânsul este la, în continuare, la Plopeni. Da. Are timp să facă ambele? Da. Că știu că este... Plopeniu are 2-3 minim antrenamente pe săptămână. Vineri ne urmărește la antrenamente, la meciuri, vine și ne spune ce avem de făcut, ce avem de îmbunătățit. Adică, practic, este un supervisor. Da. E bine? Foarte bine. Da. Spune-mi, ai un vis legat de viitor? Și dacă visul tău este legat tot de antrenorat? Este de antrenorat. În continuare, aș vrea să fiu, să antrenez echipa Fanion, dacă se poate. Pe viitor, dacă se poate. Sau în cadrul clubului Petrol. Ai pregătire să pregătești echipa Fanion? Încă nu, echipa Fanion nu. Trebuie să mai ajungem până să la licența pro, e cale lungă. Ok. O urmărești, licența asta? Urmărești să o iei? Urmărești să o iau, trebuie să trec prin toate etapele. Și care este prima etapă? Să mă duc mai departe să-mi iau licența B, carnetul de antrenor îl am. Care când să e? De la anul se va da examen.
Și intri practic în furcile caudine ale acestei licențe care durează cât timp? 2 ani trebuie să faci licența B, pe urmă 2 ani de licența A și pe urmă mai departe este licența Pro. Opa, deci te-ai dus spre un deceniu, să zicem așa. Undeva la 7 ani. La 7 ani. Da. Asta admițând că an de an, da? Da, asta înseamnă că trebuie să mă perfecționez în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare an. Îți plătește Clubul Sportiv Municipal aceste licențe? Nu. Sunt în nume personal? În nume personal. Înseamnă că ai ceva mărunt. Am înțeles că nu sunt ieftine. A-ul și B-ul se... Se pot face. Pot face. Aialaltă am înțeles că e mai pe mii de euro. Da. Acolo este o problemă. Și te duci tu tot la Chișinău sau la București? Nu. Eu am făcut școala de antrenori la București. La București. 2 ani de zile. La grupa E evoluează și băiatul tău. Nimeni altul decât Alexandru Ștefan, 10 ani. Spune-mi cum e... Cum e ca un tată să-și antreneze fiul? Greu. Am avut grupa. Mamă, numai când te-am văzut oftând. Da, am avut grupa la 2013-2014, dar am avut de ales între 2011-2012, 2013-2014, acum 4 ani de zile și am cedat-o pentru că nu este bine să fii antrenor la copilul tău. Așa. Și am preferat să o dau colegului meu, Dragoș Negraru. Și acum, în momentul de față, e la Dragoș. Este la Dragoș. Cum e la Dragoș? Cum? Zici ceva despre... cum e băiatul? Muncitor, se pregătește cum trebuie. Mai am momente în care nu mă bag la meciuri, la antrenamente, nu am nicio treabă. Ai spus, te comporți ca un părinte. Ca un părinte, stau pe margine, mă uit, nu scot un sunet. Nu am absolut nicio legătură în momentul de față. Dar vine și acasă. Vine, de exemplu, ieri a avut meci, a pierdut. I-am spus că ai de învățat și din înfrângeri. Nu am văzut meciul. Dar ce, de cele mai multe ori câștigă? Sau? De cele mai multe ori câștigă. Da. Bun, și vine acasă după un meci pierzător. Îi spun să ia ce e bun, la ce i-a spus colegul meu. Cum văd? Măi, tată. Ai multe de învățat și dintr-o înfrângere. Tu așa, tu cum te pregătești acum și vorbești cu mine, așa vorbești cu copilul tău? Da. Ai același ton? Da. Ai aceeași dimensiune a cuvântului? Da. Adică așa de calm ești? Da. Tu nu te enervezi? Sunt momente în care mă și enervez. Dar în momentul de față, când este vorba de fotbal și stau și explic frumos. Aici ai greșit, ți-a zis Dragoș ce ai greșit, îmbunătățește. Mhm. Ai de îmbunătățit, corect, îl mai au și la mine la antrenament și mai face și cu mine suplimentar. Opa! Cu grupa de 2011. Ce face acolo? Ce fac colegii de la 2011-2012, mai face și acolo. Adică ce, îl pui să tragă mai tare? Da. Trebuie să tragă mai tare și chiar trage. Ce îi place, să dea gol? Să dea gol, să joace, să primească mine, să dribleze. Are, să înțelegeți că la mine copiii au libertatea de a dribla. De a gândi. Încerc să, la meciuri să-i las să gândească singur. Uh-huh. Încerc să nu mai strig la ei ceea ce să facă. În când ajung în ultimile 25-30 de metri de poartă, încep să tac din gură. E treaba lui. Da, trebuie până să vină ei. Până acolo tu. Da, trebuie să vină ei cu inventivitatea lor, să gândească ei ce au de făcut în fața porții. Trebuie să ia hotărâre, să ia decizia corectă. Ai o singură, dacă ar fi să-i spui ceva mortal, ceva extraordinar acolo, în față, nu îi spune să fie mai degrabă altruist? Nu. Nu? Nu, trebuie să joace în cadrul echipei. Trebuie să, pentru că echipa îl ajută pe el să dea gol. Dacă echipa nu l-ar ajuta, el ce-ar face? Corect. Ce-ar face, mă? Că n-ar mai da gol. Corect. Dar ce, el e principalul marcator al grupei? Printre principali. Cu ce? Trage cu stângul sau cu drept? Cu ambele. E ambii, doamne! E dreptaș mai mult, dar l-am învățat să dea și cu stângul. Să dea și cu stângul. Da. Ți se pare că e un lucru foarte bun, pentru că asta, eu sunt stângaș de fel, dar dau și cu piciorul drept. Uh-huh. Și l-am învățat. Și asta așa nu știu, ce fi la fel? Să fie mai bun decât axumare. Deci cu capul? Și cu capul. Bravo! Trebuie, deci să fie mai bun. Trebuie să fie mai bun ai decât bunicul lui. Ai la ce să te aștepți, ca să spun așa. Da. A, tu iei reperul bunicului? Trebuie de fiecare dată?
În momentul de față... Bine, Marcel era într-adevăr o... Din momentul de față, din ce l-a văzut lumea și știe pe tatăl meu și așa, spune că este mult mai bun decât bunicului. La vârsta aia? La vârsta asta. Da, ai de ce să te bucuri. Bă, și atunci vezi că vine întrebarea aia grea. Dar ce nu l-ai dus la Petrom? Pentru că poate crește și aici. Eu n-am spus că nu poate să crească oriunde, e la Râvov. Pentru că eu făceam parte din clubul CSM Ploiești și eu am avut grupa aici. Poate pe viitor va merge și către clubul Fanion. Știu că își dorește, merge la meciurile echipei Fanion ale orașului, dar în momentul de față trebuie să muncească aici, să fie printre cei mai buni. Ai avut tu vreodată, ca și persoană, ca și entitate, ai avut vreo propunere de a activa vreodată la Academia Lumilor? Da. Și? Și nu pot să ascund, pentru că de puțin timp n-am apucat să vă spun. M-a cooptat. Mi-a cerut ajutorul domnul Dima cu domnul Claudiu să ajut la grupa de fete. Oh, altceva, altă provocare. O altă provocare. Și? Am fost de câteva ori la antrenamente acolo, am ajut cum pot. Cine? A cui e grupa aia? Cristi Iordache este la senioare și la U15 este Norman Dragoș. Și la U13 este domnul Paul Gușa. Și tu ai cum să spun? Eu sunt cooptat ca preparator fizic la ei. Ca preparator fizic? Da. Aia vreau să te întreb dacă scos pe cineva de schemă. Nu, eu sunt cooptat ca preparator. Ca preparator fizic, pentru că ai și licență. Am licența, da. Am citit în ultimele 6 luni, ți-ai căpătat licența. Și ce zici, faci pasos? Nu la offside. L-am făcut. L-ai făcut. Da. Și ești acum și la Petrol. Sunt și la Petrol. Ce faci cu țaba, măi, frate? Nu e salariu mare nici la Petrol. E salariu mic. La întrebarea asta de regulă se cam blochează. Nu. Salariul este... Tot se face și din pasiune. Dacă se face din pasiune. Iar ție îți place ceea ce faci. Da. Se lucrează greu cu fetele, nu? Se lucrează mai ușor decât cu băieții. Am mai auzit una. Cum adică? Pe cuvântul meu. Sunt mult mai ascultătoare. Sunt... Mai docile, mai cum? Stau și ascultă, te întreabă când nu înțeleg și repetă de mai multe ori decât băieți. Tu unde vezi dimensiunea asta a fotbalului feminin? În plină dezvoltare. Din ce am văzut, Federația Română de Fotbal investește foarte mult în fotbalul feminin. În momentul de față. Eu tot timpul am avut impresia că federația asta este o mașină de adus voturi către cei care conduc fotbalul românesc. Nu, este primul an în care Petrolul a înscris grupa de fete în Liga 3. Fiind obligați, românesc. Fiind obligați de federație. De federație, da. Sigur că da. Și? În momentul de față, fetele sunt pe locul 2. În campionat. Ia auzi, băi, frate. Da. Cum faci? Te duci în deplasări în asta? Duminică am fost în deplasare cu mașina proprie și le-am văzut la meci cu Craiova. Am vrut să le văd. Au jucat bine, doar că... Doar că au pierdut. Și-acum... Au pierdut cu 3-1, dar au fost alți factori acolo. Ce-au fost? Alți factori pentru care au pierdut. Primul gol și la nemeritat. Fotbal feminin sunt factori, măi, frate. Din păcate, de la copii și junior sunt... Cum vezi situația asta cu a se băga unii și alții peste munca unor copii? Sunt greșeli. Băi, eu înțeles că sunt greșeli morale, normale. Cum vrei tu să le iei? La copii și juniori sunt greșeli pentru că vin arbitrii care au terminat școala de antrenori, de arbitri. Și sunt noi. Trebuie să învețe. N-au să învețe decât aici. Adică nu să... Se fac greșeli. Am înțeles. Da. Și la fete, la fel. Dar acum întrebarea este să fac greșeli numai în stânga sau să fac greșeli și în stânga și în dreapta? Se pare că la Craiova a fost făcută numai în partea stângă, împotriva lor. Mm-hmm. Așa a fost. Se depun contestații, vine antrenor, observatorul, nu zice nimic. Nu există observator la meci. Ma. La meciurile de acasă suntem arbitrați de o brigadă din Prahova, la meciul din deplasare te arbitrează o brigadă din Craiova. Mai zice ceva. Vă spun că sunt arbitraje și arbitraje. Sunt arbitraje foarte bune în care nu am avut... Fetele nu comentează. Știi că vreau să te întreb ceva. Vezi că holograful au scris piesa aia și băieții plâng câteodată. La fete
plâng după chestii de genul ăsta, adică când văd nedreptăți de astea, când pierd, când... La meciul de la Craiova, aproape toate fetele plângeau. Se ofticau. Ce zici? De ce? Se ofticau că... pentru că n-au câștigat meciul și au dat seama că puteau cât să-l câștige. Aveau șansa să-l câștige. Dar a fost neșansa în care s-au luat niște goluri. Primul gol a fost din penalti dat de domnul arbitru, domnul asistent. Nu știm cum l-a văzut dânsul, dar din partea noastră era distanță mare până în Careu. Și de aici s-a rupt un pic jocul până și-au revenit și-au reglat. S-a terminat meciul. Au reușit să... Au ratat. Ce să fac? Au ratat foarte mult. Au ratat. Da. Și dacă n-ar fi ratat... Asta erau pe primul loc? Da. Și meci de la... Mai au trei meciuri împotriva acestei echipe din Craiova. Uite, vorbim până acum 5 minute și despre Marcel. Nu te-am întrebat, te întreb acum. Ai avut vreodată vreun diferent așa cu el, pe un punct, pe ceva? Te-ai înțepat vreodată cu el? Ai câștigat vreodată? Nu am câștigat niciodată. El își spunea ultimul cuvânt, el rămânea șeful. Da. Dar cum era? Referitor la mine? Așa, ca și în relația cu fiul. Îi plăcea să fie un pic mai dur cu mine, pentru că și niciodată nu s-a băgat peste antrenor, când am fost la centrul de copii și juniori, la Petrol. Niciodată. Și încerci... Dacă aveam valoare, jucam. Dacă nu aveam valoare, stăteam pe margine. Și încerci la rândul tău să faci același lucru copilul tău? Da. Adică, practic, să copiezi? Nu încerc să copiez, pentru că nu mai sunt timpurile de atunci, să fie așa dur. O stau de vorbă cu el, îi explic ce are de îmbunătățit, ce a spus și colegul la antrenamente. Și trebuie să îmbunătățească. De la antrenament la antrenament, copilul trebuie să acumuleze. Care erau provocările pe vremea aia la tine, când jucai cu 20 de ani? Deci, acum 20 de ani, fiecare să prindă postul de titular. Deci, nu fiecare să-și cumpere un telefon mobil? Nu. Nu exista așa ceva. Nu fiecare să-și cumpere un joc? Nu. Noi eram supărați dacă domnul antrenor ne anunța că mâine nu facem antrenament, că terenul mâine plouă și e moale. Noi nu acceptam. Noi venim la antrenament. Probabil că de-aia și erau fotbaliști mai mulți? Și probabil că de-aia erau fotbaliști mai transferabili în alte țări ale spațiului, mai mult sau mai puțin comunitar? Eram de aceeași valoare aproape. Antrenorul... Avea treabă grea? Da. Deci... Adică din 25 câți erau la lot? Din 25 trebuia să aleagă 18, 11 în teren, 7 copii în rezervă și vezi cum faci. Și cum era? Să crea un fel de animozitate, de nedreptate, așa, pentru fiecare în parte. Nu se comenta atunci. Atunci respectai decizia antrenorului. E bine, mă, normal, așa cum ar trebui să fie tot la fel. Așa dar ar trebui, așa. Dar nu mai sunt cei 7 ani de acasă. Șapte ani de acasă? Da. Ne ducem pe o direcție care vorbim 4 ore cu 7 ani de acasă. Da. Și cu telefoane și cu tablete și cu... Foarte mult stau acum pe tablete, foarte mult stau pe telefon și nu este bine. Cum reușești să-i convingi că mai bine e să fie, să facă fotbalul ăsta și de foame? Bine, în ghilimele de foame. Încerc să le explic. În cantonament, cum am fost la, dau exemplu, la mare, telefoanele le luam, le spuneam clar că nu au voie pe telefoane, le dădeam după masa de seară, după cină, de la 8:30 până la 10:30 aveau telefoanele. Aveau voie 2 ore să vorbească cu familia, cu familia, cu prieteni, da, cu familia, să sune, să vorbească, să facă ce vrea. La 10:30... Îi lăsai la dans, la asta, că știu că se mai fac de astea și la copii de ăștia. Da, pentru că eram într-un complex în care erau și alte echipe. Și îi lăsam să socializeze cu celelalte echipe. Cu celelalte echipe. Erau și fete? Nu, nu au fost fete. Deci numai băieți? Numai băieți. Au fost foarte multe grupe din toată țara. Deci cred că erați 100 acolo, dacă nu mai e bine. Da. Unde erați? În Eforie Nord? Eforie Nord. Ala, la ieșire din Eforie Nord? Nu știu dacă pot să zic complexul. Hai zi, Marea Neagră. Complex la Marea Neagră. Păi la Marea Neagră este special pentru așa ceva. Acolo era. Ce mi-aduc aminte. Da. Bine, vă înseamnă că vă mai duceți, dacă totuși... În apă cum făceai cu ei? În apă? Am avut noroc că au fost o familie cu mine, de părinți. Și... te-ai mai ajutat cu ei? Da. Nu aveau... Intra... Intrau în apă părintele respectiv și eu stăteam pe margine și urmăream, și iar de acolo
spuneam clar, adică practic mai mult se răgoreau, ca să zic așa, da, adică nu neapărat cât să... După antrenamentul dimineața îi lăsam să intre. Cu o oră la apă, probabil. O oră jumătate, două ore. La... Dar da. După ce făceau antrenamentul... Părinsim. Mergi la meciurile Petrolului? Da. Toate? La cele de acasă. La cele de acasă, normal. Și dacă îmi permite programul de la club, da. Dacă am meci sau antrenament, mă duc la antrenament. Normal, că de acolo ți-ai câștigi existența. Spune-mi, te rog, ce crezi că lipsește Petrolului în momentul de față? Le mai trebuie undeva la 3-4 jucători. Da, pe 4. În primii 11. 4 din 11? Da. Părerea mea. Deci ajungi ușor, ușor și la vorba majorității care spune, care spune într-adevăr că Petrolul joacă cam în cort. Pentru că în momentul de față nu mai e nici Țicu, nici Vali nu mai este acolo, din păcate. Ce zici de pedeapsa asta care... E prea dură. E prea dură. De ce să-i dea atât? Pentru că nu a avut intenție. Cei care am jucat fotbal, cei care suntem în acest fenomen, da, se vede și pe înregistrare că nu este intenție la Vali. Vali a vrut să atace mingea sus și piciorul de sprijin este jos. Nu a avut. Dacă era ceva, i-ar fi rupt piciorul sus undeva la genunchi. Dar s-a întâmplat. Asta ar fi însemnat ca niciun fotbalist să nu mai bage o alunecare. Păi, fii atent o chestie. Te întreb și-o pe tine. Vine Vali din urmă, din spate. Ăla pleacă cum ar veni cu mingea la picior, el vine la repliere și înainte să-l ajungă, poate ajunge aproape în linie cu el, să împiedică Vali, aceasta este o chestie de ipoteză. Da. Să împiedică el, să împiedică stângul de dreptul. Și se duce cu capul. Se duce în piciorul ăla, care îl prinde cum îl prinde cu piciorul flexat, așa cum l-a prins pe ăla, și ăla își rupe piciorul. Te rog să-mi spui care este în acel moment decizia Comisiei de Disciplină. Nu fac parte din comisie. Dar spune... Dar... Nu, eu am stat și... Deci aceasta este o întrebare care trebuie pusă de conducerea clubului Petrol. Ca să dovedească faptul că ăla n-a avut niciun fel de intenție să se ducă să-i prindă piciorul așa cum a fost, că a fost un ghinion absolut teribil. Și repet, dacă s-a întâmplat treaba asta împiedicându-se el și intrând cu capul în piciorul lui, lovindu-l cu capul, cu piciorul, și-și rupea piciorul ăla, ce-i făcea? Ăla era faul cu piciorul? Cu capul? Aici comisia trebuia să se gândească, trebuia să se ducă să se întrebe și pe Dragoș, să vadă dacă a fost intenție sau nu. Știu, am văzut declarația jucătorului, care și lui mi se pare exagerată. Și aici pe etape... Este foarte mult, este... Da, eu sincer mă așteptam undeva la un 4-6 etape. Atât. Era o altă categorie. Să bage la altă categorie. Eu întrebat cum, dacă el a luat atâta, la alte faulturi care s-au mai întâmplat... Cu picioare, nu, rupte, cu ale, intenționat. Cu lăcătuș. Nu mă dau nume, nu dau nume aici. Haide. Dar cât ar fi trebuit să ia? O viață. Pentru că a fost intenție. O ultimă întrebare pe care ți-o adresez. Spune-mi, te rog, peste 10 ani, adică la jubileu, când vei împlini 50 de ani, unde te vezi? Aș vrea să mă văd la echipa Fanion. Ai vrea să fii la Petrolul, să rămâi în continuare în colectivul Petrolului? Da. Și să ajungi ce? Antrenor la... Un antrenor care să aibă rezultate foarte toate bune. Studiile, toate studiile și rezultate și bune. Rezultate bune. Să știi că multă lume care a venit aici a cam evitat să se pronunțe. Tu ești prin excelență un petrolist. Da. În momentul când ești un petrolist, probabil că nu ai voie să te gândești decât la Petrolul. Apropo, din Europa ții cu vreo echipă? Da. Cu cine? Real Madrid. Am intrat în conflict, gata. Eu sunt cu Barcelona, adică tot... Nu suntem în conflict. Adică în amintirea bătrânului Messi, să zic așa, mie mi-a plăcut foarte mult, dar și acum îmi place la fel de mult o echipă extrem de deschisă și de competitivă. Mie îmi place foarte mult Ronaldo pentru calitățile pe care le are, pentru că ca să ajung aici, el a muncit. Ronaldo din Arabia. Din Arabia Saudită. Și da, ai rămas și tu cu ideea, cu Real Madrid, cu... Da, la felul cum a muncit, pentru că nu a avut talentul lui Messi.
Dar am muncit de fiecare dată, în fiecare zi, ceea ce spun și băiatul meu, ia-l drept exemplu, pentru că muncește zi de zi. 10.000 de abdomene pe zi face. Pe noi dacă ne pune, nici măcar nu știm să numărăm. De 10.000. Plus ce mai face? A dat un exemplu de Ronaldo, când a venit de la un nu știu ce meci, din deplasare, era la Juventus, și în loc să se ducă în club, s-a dus în sala de forță pentru că nu a transpirat îndeajuns la acel meci. Ăla e clubul lui, sala de forță. Da. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimații telespectatori. Vreau să-i mulțumesc lui Lucian pentru prezență. Iar dumneavoastră să vă dau întâlnire săptămâna viitoare, când încerc o emisiune pe care să o atân la colecție. Colecția Time Out. Seară bună, la revedere! La revedere!